29. Ordinea de zi avem aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28 a 11 2018. Avem proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019 la nivelul Comunei Chiaj de Tubacă. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului evoluție al taxei de salubrizare actualizat pentru proiectul Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor distincte aplicate la beneficiarii serviciului de salubrizare începând cu data de 1 ianuarie 2019. Diverse probleme. Și avem la suplimentare, având în vedere urgenta necesitate, legalitatea și oportunitatea unor proiecte care nu pot fi amânate pentru ședința următoare, propun aprobarea suplimentării ordinii de zi din dispoziția 259/11/2012 cu următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local Comuna Clăjde pe anul 2018, ca urmare a referatului compartimentului de resort 8914 din 18/12/2018. Propun adoptarea de urgență a autorilor aferente menționate mai sus, în forma prezentată și redactată în Consiliul Local din 19/12/2018. Punem la vot ordinea de zi. Punem la vot aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data 28/11/2018. Cine este pentru? 15 pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019 la nivelul Comunei Clej, județul Bacău, proiect inițiat de domnul Miștoc, Petru Primar. Dacă spun discuții pe această temă... Pot să vă spun că au rămas aceleași taxe care au fost și anul trecut, nu s-a modificat nimic. Asta nu mai... Supunem la vot, cine este pentru? 15 pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție al taxei de salubrizare actualizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide din județul Bacău, proiect inițiat de domnul Miștoc Petru. În discuție aveți întrebări pe această temă? Ca să vă spun despre ce este vorba, în momentul când noi am intrat în ADIS, s-a făcut un contract și s-a făcut un plan de evoluție anuală. Practic, mergem cu această evoluție care s-a făcut din 2010. Sigur, a fost o... ADIS-ul are mari probleme, ca să vă spun. Adică sunt majoritatea comunilor executate silic. Avem un model cu situația comunilor care se termină cu datorii și că nu au putut achita aceste sume. Este Argeș, Ardeoana, Său, Balcan. Sunt 65... până la 10 inclusiv, 65 de comuni, sunt în asociație, au datorii peste 2 miliarde de lei, un miliard 684.579 de lei. Noi. Este vorba de lei noi, din cauza acestei taxe, pentru că ei n-au pus în considerație toate modificările legislative, inclusiv mărirea de prețuri, salarii, indiferent de toate, costul la carburant, toate detaliile acestea. Inclusiv că s-au modificat ordonanța, avem ordonanță, mă scuzați, am intervenit, pentru că încerc să dezvolt ideea cât mai așa. Au venit și o ordonanță 74 cu regimul deșeurilor, prin care ne obligă acum să punem valoarea contribuției pentru economia circulară pentru deșeurile municipale la destinația a fi eliminate prin depozite și care implică că în anul 2019 va fi plătită 30 de lei pe tonă, inclusiv, adică plătim rebutul ăsta că n-am ajuns baremul conform Uniunii Europene, n-am ajuns la un target stabilit de România. Și acest sumă trebuie să intre și în taxa respectivă. Au luat-o în considerare și pe aceasta. În funcție de aceste lucruri s-au stabilit noi coeficienți pe anii până în 2040 și ceva stabilite. Sunt convinsă că aceste sume se vor actualiza peste câțiva ani, pentru că iar piața va crește, economia se va schimba, nu avem cum să rămânem în acest nivel. Dar, în principiu, aceasta este stabilită. Experții au făcut o evaluare și au considerat că au inclus și această sumă în taxa respectivă.
suntem obligați să facem o hotărâre distinctă în afară de actualizarea de evoluție, cum intra taxa de stabilizare de data aceasta la impozite și taxe locale, trebuie distinctă. E aceeași impozite și taxe, dar cu separat pentru această sumă. Dacă aveți nevoie în principiu, am primit și de la protecția mediului adres, dacă vreți să le vedeți, în afară de ADIS, baza ordonanței respective, am primit de la instituția prefecturii, ne-am verificat de la început că unitățile administrative, faptul că sunt în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, au obținut fonduri europene în valoare de 44.841.291 de euro, sumă care este inclusă și, bineînțeles, și pleja. Dacă ieșim prin ADIS, concepția că las că ne descurcăm noi singuri, noi va trebui să dăm banii aceștia înapoi. Ce au cheltuit pe comuna noastră? Și ne spune clar că și legea ne zice, eu vă aduc la conștiință tot ce reprezintă legislația. Zice, unitățile administrative în baza competiției exclusive pe care le au în organizația serviciilor de utilități publice, le revine responsabilitatea pentru nedeplinirea angajamentelor asumate. În consecință, în momentul când am semnat un contract, trebuie să ne asumăm până la capăt. De ne place, nu ne place, asta este inclusiv dacă noi nu respectăm acest contract cu Uniunea Europeană, zice clar că prefectul poate verifica măsurile întreprinse de primar sau de președintele Consiliului Județean în calitatea lor de reprezentanță ai statului în unitatea administrativ-teritorială și poate sesiza organele competente de vederea stabilirea măsurilor necesare în condițiile legii. Deci ne solicită să respectăm contractele semnate cu Uniunea Europeană. La ultima ședință care am participat, am ridicat problema ca să folosim un instrument, plătești cât produci. Să vedem cum o să reușim, sigur, problema este destul de gravă. Se blochează conturile la primării, executorul judecătoresc îți trimite, ne trimite și nouă zi de zi primim aceste executori silite, noi răspundem că nu avem datorii. La ora actuală, Cleja produce gunoi de 3 ori de cât ar trebui să producă normal. Un cetățean ar trebui să producă în jur de 10 kg de gunoi deșeu pe lună. Noi, în loc de 20 de tone, cam nivelul ar fi 20 de tone pe lună, noi producem 70 de tone pe lună. Gunoiul ăsta trebuie cărat și depozitat, selectat și depozitat. Tot am încercat și discutăm și cu cetățenii, să înțeleagă, să nu mai bage tot felul de lucruri care nu aparțin gunoiului menajer. Să venim la ușa lui și să-i spunem, să răsturnăm pubelele pur și simplu și să nu le cărăm la oameni. Toate astea trebuie, costurile astea trebuie să se reflectă până la urmă în taxele pe care le plătim. Eu vă spun, dumneavoastră, toată lumea spune că este gunoiul scump. Și mi-a explicat cel care car. Sau cel care de la ADIS. Dom'le, omul plătește 4 lei, până acum. Un leu, odată vine mașina în fața unei case, plătește un leu, ca doi oameni să se deie jos, să ridice acel tomberon, mai ai și șofer, ai și mașină, te duci și la Bacău, plătești și depozitarea, plătești și selectarea și din cauza asta datorile sunt atât de mari. Dacă noi nu o să înțelegem pe viitor, să facem o selecție și cu o colectare selectivă, nu știu unde vom ajunge. Adică condiția, adică dacă mâine se închide ADIS-ul, sigur, se va închide, deja conturile lor sunt blocate, toate ei n-au luat salarii, dacă ADIS-ul se închide, tu n-ai voie, plătești amenzi dacă depozitezi, ce faci cu gunoi? Tu n-ai voie, nu poți să faci aici la nivel local, să spunem, nici la depozit nu te primește, nu te primește pentru că ecosudul nu este plătit, n-a fost plătit nu știu de când, noi ne-am achitat datorile către ei, dar pentru că facem parte la, într-o asociație, nu te judecă individual, te judecă la nivel de asociație. Deci, sigur, acum cred că vom vota tarifele acestea, dar eu nu sunt mulțumit cu tarifele astea, nici eu am ridicat problema ca să folosim instrumentul economic. Plătește cât produci.
Domnule, mergem la om și spun, domnule, de ce ai pus asta? De ce ai pus? Strict până omul se va învăța. Va trebui să dăm, sigur, pubele mai mici, să nu colectăm în fiecare săptămână, vom colecta la două săptămâni. De la că vine omul, vine mașina, tot trebuie să plătești. La ora actuală noi plătim pe tonă 1500 de lei pentru Soma, care duce gunoiul de la Pleșa până la Bacău, plătim de 60 de lei selectarea așa, și mai plătim și 80 de lei taxele alea speciale, taxele speciale. Acum, sunt 3 milioane plătim la ora actuală pentru că plătește ALIS, știi? Deci, situația este destul de complexă, cetățenii, unii o să înțeleagă, alții nu o să înțeleagă, care nu o să înțeleagă, mergem la poarta lui și trebuie obligatoriu să introducem, să-i obligăm practic să facem colectare selectivă. Dar să știți că mi s-a zis chiar antes și eu, ziceam la mine. Spuneau, păi da, dar cum vorbe o dată? În unde să da, o să trebuie. Deci asta este, deci, n-ar fi rău ca să se pune. Dar avem și castorele, pentru astea sunt conceptute ca să ducă acolo. Chiar dacă e la o distanță mai măricită. Dar nu este atât de greu ca să duci o dată pe săptămână, că doar nu aduci o grămadă. Da, cartonul, hârtia, sticle și toate alea. N-ar fi rău. Ai atâtea pungi care pot. Sunt pungile care le achiziționez, cumper la colț de stradă, că nu mai cumpăr la cumpărături. Cumper pungă. De aceea, oricum, nu, o arunci pe câmp, o arunci în altă direcție. Nu o pui la tomberon. Mai bine o folosești și îți duci la platformă gunoi respectiv. Și, Dar spuneți-mi și acum, n-ar trebui să vegetația să o ducă în fundul urților? Am un vechi, s-au dat compost. Problema este până nu aplicăm sancțiuni, cred că lumea nu o să înțeleagă. Asta trebuie. Până și denumirea spune clar, gunoi menajer. În gunoi menajer nu intră alte lucruri decât ce produci la bucătărie, la eu știu, De exemplu, în Franța am fost la o stație din astea de selectare, deci comuna sau satul care duce cel mai puțin gunoi, ăla plătește cel mai puțin. Deci așa cum spuneați că asta ar fi cea mai bună treabă. Noi. Da? În momentul când ni se va implementa acest sistem, mergi din casă în casă și pur și simplu îi răstorni omului și nu iei. Nu iei odată, nu iei de 21 ani. Problema e alta. Contractele și studiul de oportunitate, într-adevăr, e spus fiind în asociații, contractul face în numele administrației, unității administrative teritoriale, le face ADIS-ul în numele nostru. Acum, este obligația lor ca să ne pună toate coșurile în contract, să prevadă că, într-adevăr, fiecare cetățean beneficiază de așa. Este un program bine stabilit, ne-am uitat nițel peste studiul respectiv. Pare promițător, sperăm să fie mai organizat pe viitor. Mă uit la mine acolo, lângă mine a pus primăria Bacău, a pus 6 sau 7 pubele. Da, fiecare separat. Dar le răstoarnă în același loc. Mașina pe categorii de deșeuri va veni odată pe lume, pe categorii de deșeuri. Adică hârtie, hârtia cu cartonul, sticle, metale și plastice. Da, dar eu v-am spus, încă sistemul nu este pus bine la pom. Deci acolo sunt 7 feluri de pubele. Carton, sticlă, plastic, fier, toate menajer. Și când vine mașina, le răstoarnă într-un loc. Mai altul, omul dacă a văzut că el a pus de parte tot,
Și tot la grămadă s-ar pune, păi ce să mai fac eu de aia, ce-o scăpat? Păcătate doar la unul. Mai este o variantă. Deci trebuie foarte bine gândit. Dacă implementăm proiectul ăsta, deci trebuie să vină și aia. De practică, am fost în fabrica respectivă, le toarcă, fac pachete de deșeuri de astfel de plastic tocate și le livrează la fabrici. Noi nu am putea să luăm aceste deșeuri, să le ducem și luăm și bani? Avem mașină. Trebuie societate. Nu, ideea este că e un loc unde ăia... Îți trebuie societate pentru așa. Deci noi muncim, le adunăm până la urmă grămadă și aș bajă unde muncă la asta. Și Germania face, de exemplu, din materialele de pentru, le... Le prelucrează în așa manieră că le folosește ca în loc de balast folosesc materialul plastic în, pentru asfalt. Deci e o chestie. Uite, niște... Acum, depinde de țară, na, noi încercăm să ne educăm. Dar înseamnă fiecare persoană exact. În parte, că degeaba aia parte. Avem, în schimb, facem pași foarte mult. Bine, dar mai e o problemă. Deci, haideți spuneți următor, creșterea cantității de deșeuri. Dar toată lumea plătește așa cum sunt acele contracte pe care le-am făcut acum 5-6 ani în urmă. Nu s-a schimbat nimic. Deci toată lumea plătește în continuare, că spune că au crescut cantitățile de deșeuri. Da, îi cunoaște treaba. Cantitățile au rămas aceleași, practic. Încă mai redus cu 100 de tone în comparație de anul anterior și anii anteriori. Deci am încercat totuși să mai educăm cetățeanul și să înțeleagă, pentru că toți suntem peste nivelul pe care... Deci anul ăsta am reușit să... acum am și avem restanțieri? Nu. Restanțieri vor fi în fiecare an, indiferent de situație. Ne convine, nu ne convine. Sunt oameni care nu... Nu, că nu, da, e ca să fie, dar cu taxele, acum problema este că noi am primit o adresă de la ADIS în care, în funcție de numărul de persoane, să le livrăm lor toți bani. Da, și așa noi, procedura. Așa e procedura. Mai... Încă noi am mai stat și am mai reflectat, nu știu, până la urmă o să ne oblige ca... Câți avem, atâția bani să dai lor. Adică indiferent de bunul care produci. Nu este un lucru normal. Eu încerc ca să nu să menținem ca fiecare să-și plătească bunoiul și în funcție de bunoiul produs să-l plătești. Asta este... Da, să vedem ce se va întâmpla pe viitor. Oricum lucrurile nu rămân așa pentru că în cadrul ședințelor care sunt la ADIS sunt destule dezbateri pentru a schimba această metodologie și acest mod de taxare, ca să spun așa. De exemplu, primarul de la Comănești, la ora actuală, Comănești la Comănești, el deja obținuse bani, făcuse groapa lui proprie, acum cu intrarea în ADIS, pentru că ADIS-ul s-a constituit la nivel de județ. Așa au fost... impuse de așa și a trebuit obligatoriu să intre, altfel nu puteam să constituim ADIS-ul. Deci toate comunele din județ nu există că dacă vrei, nu vrei. Au fost toți incluși aici așa. Nu, Uniunea Europeană ne-a obligat ca să se adună, să se asocieze comunele ca să poată obține fonduri europene. Fonduri și să fie la nivel de județ o singură groapă de gunoi. Pentru asta, adică nu fiecare își face gropița lui, știi, o chestie din asta. Și la ora actuală, primarul de la Comănești nu produce nimic gunoi. Adică toate, el reciclează acolo la nivelul localității și gunoiul care rămâne trimite într-o centrală undeva unde le arde. Da. Deocamdată tot plătește la ADIS. Adică așa e contractul, n-ai ce face. Asta înțelegeți. Să vedem. Se va schimba. Sigur se va schimba pentru că nu putem merge în condițiile astea. O să rămânem cu datorii. Noi din buget, ei ne execută pe noi, dar n-ar avea voie să ne execute, pentru că eu n-am voie să bag din bugetul propriu să subvenționez plata către ADIS, către gunoi. Și atunci tu cum mă execuți pe mine, dacă legea nu-mi dă voie să dau bani din bugetul local. Da, e o situație mai delicată, juriștii o să o scoată la capăt, nu știu, noi nu suntem, norocul nostru că nu suntem implicați, pentru că noi ne-am plătit datoriile din scurt, am ținut tot timpul, când am văzut că crește cantitatea de gunoi, mai merge, mai răsturnăm poșuri, mai ne certăm cu oamenii, asta este. Nu se mire că urcă tot. Oricum, nu vreau să s-a răsus.
Da. Da. O să sară, dar poate fi asta o sâmbleți. O să sâmbleți, ba da, dacă urcă prețul, ba da, cred că o sâmbleți. A dat zis că duc că fim o cale de a le impune acestor oameni care își bagi o practică încarcă molozul din șantul și din astea. Dar curăță șantul și încarcă. Am văzut și alea. Dacă omul o să plătească o dată, să-i vină 200 de lei că a umplut tomberonul cu molozul pe care el l-a pus acolo, nu se învață minte. Dacă odată a plătit 200 de lei amendă sau de ca idee, nu amendă să plătească. Gunoiul care l-a pus în tomberon. El i-a făcut o modalitate. Să nu mi-e cu ea. Da, dar e asta. Gunoi, plătești 2 milioane. Nu, 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 eu am avut o situație în comună la noi, care pur și simplu ăsta gunoi a lăsat în nobus să cumpere. Să ieși, nu mi-au adus 10 saci acolo și acum să iau 10 saci. Și mă duc la cetățean, s-o plâns cetățeanul că, domnule, că nu și-o la noi o luăm. Zic, băi, dar ai pus 10, nu domnule, că nu erau 10, erau 8 saci. Adică, hai să spunem. Mai era unul care punea focei. Da, mai este acea persoană. Este și acum? Da. Poate ne jurnăm cu acea persoană. Așa că poate ne conduce, nu? Da. Să nu se ia și cum vecinii s-ar putea. Bagă murături, bagă tot felul. Ce vrei? E greu să se ducă în fundul curții. Pune murăturile, știi? Este o lună să nu se plângă. De ce nu i s-a luat tunderul ăla? Că nu e... Da, Dumitru, cred că se oprește, vede ce e acolo și da, știe de la început despre cine e vorba. Da. Deci... Da. Supunem la vot. Cine este pentru? 15 pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor distincte aplicate la beneficiarii serviciului de salubrizare începând cu data de 1 ianuarie 2019 la nivelul UAT Comuna Cleza, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul Ștefan. Din taxa de evoluție am separat... S-a discutat, da, s-a discutat de aceeași problemă. Cine este pentru? 15 pentru, da? Da. Suplimentare. Vine Crăciun, nu știu unde vine Crăciun, dar la suplimentare avem proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local Comuna Cleja, județul Bacău, pe anul 2018, la urmare a rezolvării compartimentului de resort, numărul 8914, din 18 aprilie 2018. Sunt probleme, deci ca să vă spun, am primit de la Consiliul Județean acum cu rectificarea 112.000 de lei, practic asta e treaba, asta este și mai avem 4.000 de lei care învățământul, procesul, condiții deosebite de copii, ca să știți, am primit. La gândit unde e direcționat? Deocamdată nici n-ai unde să direcționeze, să o și de am. Da. Cine este pentru? 15 pentru, da? Da. Diverse.